din spate, concentrați-vă în față, ca să nu vorbim mult tare și să obosim. Cu mila și cu lucrarea Duhului Sfânt, știm că în fiecare an, la data de 29 august, zi declarată oficial de post și nevoință, pomenim pe cel mai mare ascet, model absolut al monahului desăvârșit, model absolut al pusnicului autentic și împlinitor al poruncii lui Dumnezeu, până la mărturie divină, de ajuns să-ți este ție mărturia Domnului, proroc și înainte mergător, dar în același timp cel mai mare om născut din femeie, nu ca greutate fizică, ci cel mai mare om născut din femeie, dar mic în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de fapt ce? Un înger în trup. Este mai mare decât îngerii prin faptul că împlinește voia lui Dumnezeu și este colaboratorul și colucratorul tainei mântuirii neamului omenesc, la care El singur dă un răspuns nepriceput minților noastre. Și spune așa, nu-ți vrednic să dezleg cureaua încălțăminte celui ce vine după mine. Deci atât de adâncă era taina mântuirii și a întrupării și taina ridicării din păcat a neamului omenesc. Dar când ajunge la Iordan să împlinească cele ce trebuiau săvârșite, aude direct din gura lui Dumnezeu. Da, fă să se împlinească cele ale legii, adică ceea ce scrie în cărțile Vechiului Testament și în special în cărțile lui Moise, este lege și trebuie să împlinească, iar tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Prorocul și botezătorul Ioan este personalitatea cea mai mare care este ușa celor două testamente. El este pecete dintre Vechiul și Noul Testament. Și cum era și firesc, este și cel care vine vestit de înger atunci când se zămislește și nu vă mai repet aceeași povestire sau aceeași tradiție care ne arată că Zaharia cădind la templu i s-a arătat îngerul, Elisabeta era stearpă de multă vreme și bătrână ca la 80 de ani și i-a spus vei avea un fiu și se va ridica și ție o cară așa cum s-a ridicat și lui Achim și Ana cândva de nemult când au născut pe Maica Domnului. Dar ce rămâne însă interesant și ce rămâne surprinzător, că Zaharia, care vorbea și conglăsuia cu Dumnezeu la templu, s-a îndoit și a cerut un semn. Și cum voi cunoaște aceasta? Și atunci îngerul i-a spus, vei fi mut până nu vei vedea taina cu ochii. Și atunci când s-a dat numele pruncului, pentru că nici nu era nimeni din neamul lui Ioan, a scris Zaharia pe tabliță cu litere Ioan. Și acesta a fost numele prorocului și botezătorului Ioan, cel care avea să fie vestitorul venirii lui Iisus Hristos, prin faptul că îl boteza cu apă în pustiu înaintea lui, iar cel ce vine după mine botează cu Duh Sfânt și cu foc. Ce ar putea noi să descoperim aici? Avem două tablouri foarte interesante. Dezmărți la palat, deci ca să știți când spuneți voi astăzi, așa stând într-o ureche la televizor, cu frigiderul plin de carne și plictisiți de ceaslov și de rugăciune, vai ce s-a mai stricat lumea. Și atunci era la fel de stricată cum suntem și noi stricați astăzi. Pentru că cine vrea să fie om era și atunci și cine vrea să fie astăzi om poate fi și acum. Dar la ospățul oamenilor mari, că dacă ne ducem de sus în jos pe dreapta ierarhică socială, vom găsi oameni care huzuresc de bine sau trăiesc pe spinarea celor mulți care muncesc. Dar nu ne interesează metoda politică, ci ne interesează politica metodei. Și nu facem altceva decât să constatăm ce? Că bairamuri și chefuri și dezmățuri și ospățuri mondene și trăiri mizerabile sunt și astăzi ca dintotdeauna. E ceva firesc. Curvăria n-a dispărut niciodată. A fost condamnată de Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare ritual al creștinătății și la fel de condamnabilă este și astăzi, pentru că dintotdeauna a existat ușurătatea moravurilor, care sunt năravuri și obiceiuri cananite, rămase și moștenite de la popoarele lui Israel, care s-au împânzit în toate neamurile pământului. Așa s-a născut și Elada poveștilor lui Zeus și legendele Olimpului, așa s-a născut și închinarea la idole a Imperiului Roman, care avea altare de desfrâu și de dezmăț și de mizerie, deci nu e o noutate. Și în felul acesta și în vremea lui Ioan Botezătorul,
Era obiceiul să se dea o specie și să se facă concursuri. De data aceasta, Irod a făcut un concurs de dans. Dar pentru că nici Irod nu era curat la suflet, avea și el o neputință moștenită de la tatăl său. Că a fost Irod cel mare, care a avut pe cei trei fii. Pe Filip, cel despre care e vorba astăzi, pe Irod, cel de astăzi, care va răstigni pe Ioan Botezătorul, și a mai avut încă un fiu. De ce? A împărțit împărăția la tros trei nenorociții, deci le-a dat împărăția, dar la un moment dat nu i-a învățat nici moralitatea, pentru că nici el nu era un iudeu convins. El era și el un fel de corcitură din mamă evreică și tată străin, sau poate, da, așa era sigur, și îi se mai spunea Idumeul. Și atunci a rămas pe acele mărșăvii, v-am spus, ale popoarelor păgâne, de a petrece. Și astăzi a fost un concurs de dans. Dar concursul de dans era precedat de ce? De personalitatea lui Ioan Botezătorul, care deja fusese băgat în temniță, pentru că în propovăduirea pe care o făcea, îi spunea permanent lui Irod o vorbă dură și rece. Nu ți să cade ție să desfrânezi cu soția fratelui tău Filip. Adică făcuse concubinaj cu cumnată sa. Nu e nicio întâmplare și nu fiți prea surprinși că și astăzi nașa cu finul și finul cu nașa și prietenii de familie cu soțiile lor între ei. Deci e ceva obișnuit și foarte, foarte spontan și foarte des întâlnit lucrul acesta, așa că la prima vremea respectivă, tot moralitatea ușoară ducea la asemenea incesturi mizerabile. Iar Ioan Botezătorul mustra cu timp și fără timp. Se spune că, iritată peste măsură, Irodiada i-a cerut lui Irod un favor în care a spus așa: voi dansa astăzi în concursul pentru tine, dar dacă eu câștig, ce primesc? Și Irod, aici găsim pentru prima oară de ce nu-i bine să te juri sau să faci făgăduințe strâmbe, negândite, nesocotite. Și Irod a spus așa: îți dau orice, iar dacă și vrei, până și la jumate de împărăție. Și noi dacă ne uităm astăzi, mai sunt jurăminte de acestea. Pe bază de jurăminte s-a pierdut Bucovina, pe bază de jurăminte am pierdut o parte din Ardeal, o parte din Cadrulater, o parte din Câmpia Tisei, o parte din Basarabia, tot pe aceste combinații ale jocurilor politice ale vremii. Dar, la vremea respectivă, țările mari împărțeau țările mici, iar aici era invers. Împărații mici împărțeau regiuni mari. De aceea și-a permis, fiindcă era moștenirea tatălui său și nu-l interesa cum a domândit-o sau de ce a domândit-o, și a spus: da, îți dau până la jumate de împărăție. După ce l-au îndopat bine cu băuturi și cu tărie, pentru că se amețise de vin, atunci de-abia i-a spus: în schimbul jocului pe care îl voi juca, doresc capul celui din temniță care se cheamă Ioan Botezătorul. Și dacă vreți să vă uitați cu atenție și să analizați textul Scripturii, veți vedea că spune în text că Irod s-a întristat. Deci și omul mărlan are bun simț în adâncul sufletului lui, dar nemanifestat. Și omul mărlan are conștiință, dar o omoară și până la urmă, în principiul lui de borfaș, nu poate călca ținta golanului și mai bine preferă să moară golan decât să facă o faptă bună și să se îndrepte. Și ce a făcut? Cu toate că și-a călcat pe inimă și a înțeles greșeala care a săvârșit-o, n-a retractat ideea să spună: nu, femeia, așa ceva nu pot face. Cum să omor un drept a neamului acestuia? Fiindcă spune Evanghelia, Irod știa că Ioan este bărbat tare în cuvânt, că este drept, că e temător de Dumnezeu, că iubi de popor, că îl cunoaște poporul, că știe ce putere are în cuvânt și în faptă, și totuși a dat poruncă să-i se taie capul și să-i fie adus capul pe tipsie și dăruit Irodiadei, care de fapt ce s-a întâmplat? În acest complot nu era singură îmbârligătura și lucrarea respectivă. Era și Salomeia,
care complota cu Irodiada pentru aceeași țintă, pentru că cucerise amândouă inima lui Irod. Una îl cucerise prin frumusețea dansului și în frumusețea tinereții, iar cealaltă, șărpoaică și haită bătrână, cum sunt de obicei femeile stricate când vor să distrugă ceva, deja îl cucerise și îi sucise mintea, ca să folosesc așa un termen, cum și astăzi vezi în funcții mari, femei mărunte care fac jocurile și mizeriile unor locuri. Și atunci sigur că a reușit să influențeze și să bată din picior și să spună ori eu, ori el. Și cum de obicei bărbații sunt slabi și înguși la minte că al lor cap nu-l conduce Hristos, îl conduc poftele și patimile, a cedat și a spus, sigur, iubirea mea, tu ești totul. Și în felul acesta a pierdut istoria umanității ce? Un om adevărat și-a câștigat un sfânt pentru toate timpurile și toate neamurile, că el avea să fie cel care va rămâne peste istorie, adevăratul propovăduitor și înainte mergător a Domnului Ioan Botezător. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să știți că și astăzi, dacă ne uităm în societate și o privim în ansamblu ei, spunem așa, vai ce mult s-a stricat lumea. Lumea s-a stricat, dar noi facem parte din ea. Când încep orgoliile și răzbunările, ca să nu vorbești neapărat că ar fi de coloratură politică sau ar fi de coloratură economică sau de coloratură ideologică. Nu! Aceiași golani, aceleași mentalități, aceleași interese. Jaf la drumul mare. Și atunci ce fac? La fel împart sorții și cum procedează? Ai un om cheie într-un punct cheie și e bun, e folositor societății. Acela trebuie distrus, pentru că dacă l-ai distrus pe el, poți continua rău. Dacă ai undeva o persoană deșteaptă într-un domeniu de activitate și se pricepe, acela trebuie distrus ca să poți să distrugi domeniul respectiv. Și așa a dispărut din societatea noastră o agricultură avansată, o industrie avansată, o medicină avansată, o cultură avansată, un învățământ avansat. De ce? Pentru că noi ne prefacem că suntem corecți, iar cei ce guvernează se prefac că sunt corecți. Noi știm că suntem incorecți, iar ei se prefac că nu înțeleg că sunt incorecți. Și în felul acesta se ajunge la aceeași simbioză Salomeia Irodiada Ioan Botezătorul Irod și în societatea umană. Și dacă vreți să folosiți termenul simplu, îl spun eu. Omul cu minte stă în banca lui și nu se amestecă în nimic. Și așa spune și, dar ce să-mi bag eu capul dacă nu mă interesează? E și firesc ca într-o lume stricată să vii tu să arăți că n-ai fi stricat. Și atunci sigur că omul se retrage. Ioan Botezătorul nu s-a retras, fiindcă avea tăria propovăduirii și trebuia să facă loc celui care avea să vină. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coborât dinainte de veci din Tatăl, dintr-ale Lui sânuri, în pântecele mamei sub vrem, și apoi în brațe de Fecioară în peșteră la Betlehem și în cele din urmă dăruit umanității pentru restaurarea omului căzut. De ce v-am spus lucrurile acestea? Evanghelia de astăzi are trei tablouri. Omul ticălos care va lucra dintotdeauna peste conștiință până la autodistrugerea lui și a lui, tot ce este în jurul lui, deci după mine potopul, era și un termen a unui mare conducător francez, dacă nu mă înșel. Al doilea tablou, ce vă spuneam și acum într-o duminică sau două în urmă, aceeași femeie care poate fi ușa raiului, poate fi și gura iadului, adică prin femeie poate intra păcatul foarte ușor, coruptibil, dar ea poate la fel de vrednică să fie și să ducă virtutea incoruptibil. Și unde întâlnim aceasta? Întâlnim la Maica Domnului, întâlnim la Macrina Sfântului Vasile cel Mare soră, să întâlnim la Maria Egipteanca, întâlnim la Mucenița ei. Nu vă dau eu pilde de femei sfinte. Viețile Sfinților sunt în pangar și în loc de bere și mici puteți lua o carte pe lună să aveți sinaxar acasă. Un alt tablou care trebuie să ne rămână nou în minte este moralitatea și imoralitatea. După proverbele moderne spune așa, conștiința adormită naște monștri.
Iată că de data aceasta proverbul nu s-a dovedit a fi valabil, pentru că conștiința adormită a născut un sfânt al tuturor timpurilor și veacurilor care a rămas și a traversat și a brăzdat istoria omenirii și până în zilele noastre noi îi ne închinăm, îl cinstim, îl rugăm, îi dărâim altare și biserici în cinstea numelui Lui. Foarte multe biserici poartă astăzi capul, asta, hramul Sfântului Ioan Botezătorul sau tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și nu mai mult decât atât, n-ar trebui să vorbim mult și de prisos, trebuie să înțelegeți că acest Sfânt stă lângă tronul Sfintei Treimi, dacă ați văzut icoana Diesis, lângă Maica Domnului și scaunul Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și va fi martorul judecății de apoi și va fi mărturie la două lucruri. La bărbații care ar trebui să aibă cap pe Hristos, dar au capul în pantaloni, nu au cap pe umeri, deci îs cu mintea numai la fustele femeilor sau la slăbiciunile trupești și numai la imoralitate. Și mai este vorba tot în această istorie de astăzi, nu numai de imoralitate și de lipsa de bun simț. Și s-a întristat Irod, dar nu și-a putut călca jurământul. Adică mai bine călcăm poruncile lui Dumnezeu decât să călcăm poruncile și ideile principiilor noastre. Nu, dragă, și dacă mă duc în iad, eu dau socoteală. Și i-am spus unei babe tâmpite, că nu-i puteai spune serioasă. Și dacă mă duc în iad, părinte, răspuns dumneata, bagă-te, Domnule, într-un foc de nuiele să vezi dacă reziști și apoi să vezi comparativ cu focul iadului dacă îți poți fi loc acolo. Și a spus, unde o să meargă toată lumea, mă duc și eu. Să merge sănătoasă. Adică unde mergea? La autobuz, că venea să pleca acasă de la biserică. De ce lucru acesta? Când luăm credința în derâdere și învățătura bisericii în răspăr, atunci nu mai suntem creștini ortodoxi. Repet și am repetat-o de nu știu câte ori. Când se va pune scaunul de judecată, se vor pune 12 scaune. Pe cele 12 scaune vor sta cei 12 apostoli. De-a dreapta vor sta soboarele de sfinți. Și spune Matei, sfinții vor judeca lumea. Să n-așteptăm în ziua judecății ideea că dezlegarea de la duhovnic, țineți minte, că dezlegarea de la duhovnic și îngăduința de la duhovnic ne ducă în rai. Niciodată. Eu îți dau dezlegarea din punct de vedere uman, dar n-am voie să-ți o dau în numele meu, ci în numele Celui care m-a trimis pe mine, în numele Tatălui, adică să păzești cuvântul scris și a Fiului, să păzești jertfa scrisă și a Sfântului Duh, să păzești curățenia dată de Duhul Sfânt prin luminare și desăvârșire. Deci atâta pot eu să dezleg. Degeaba vii tu și îmi dezlegi mie, cum i-am spus cuiva într-o zi legat de această problemă, că a zis, da, duhovnicul, părinte, ce rol are? Nu? Să ierte la infinit, nu spune în Evanghelie că să iertem de 70 de ori 7? Da, așa este. Dar duhovnicul nu este un instrument sau o mașină de dezlegat păcat. Deci dacă omul nu înțelege după prima spovedanie, după a doua spovedanie, după a treia spovedanie, după a patra spovedanie, după a zecea spovedanie, după a suta spovedanie, că trebuie să oprească de la un păcat și continuă să-l facă în nonșalanță și să spună și care-i treaba, las că mă duc la alt preot și s-a format, să știți, la ora actuală, în clipa când noi stăm de vorbă, să știți că curentul vremii este foarte murdar și foarte subtil. S-au inventat creștinii de carton, și când spun creștini de carton, sunt creștinii care sunt scutiți de post că au gastrită, sunt scutiți de post că sunt bolnavi și au regim, sunt scutiți de post că au o boală cronică, sunt scutiți de post că au o vârstă, sunt scutiți de post că fac servici, sunt scutiți de post că sunt în vârstă, și ia că am eradicat problema postului. Copiii nu postesc că sunt creștere, maturii nu postesc că muncesc, bătrânii nu postesc că sunt bolnavi și au o vârstă și vine Sarsailă și postește în locul nostru și ne închide pe toți de vii pentru că noi suntem de post. Deci să țineți minte lucrul ăsta. Când materia va arde și se va înnoi, noi nu vom mai fi fizici, ci vom fi spirituali. Vom fi ca și mineralizați. Ne vom autocombustiona. Ne aprindem și ne aprindem și ne aprindem și tot mai mult și mai mult și mai mult și ardem în vecii vecilor.
Deci trebuie să țineți minte, astea se cheamă creștini de carton. Și s-a mai inventat și o latură mai nouă a creștinilor de carton și trebuie să o știți și pe asta ce ascunde în adâncul ei. Ascunde comoditatea, lenea și fățăria și v-am mai spus ce înseamnă fățăria. Dacă m-am îmbrăcat bine și mi-am tras o poșetă frumoasă sau un costum scump și m-am dus în fața unui preot și am trântit un milion sau două, trebuie să dezlegat la împărtășit. Să fii dumneata sănătos cu toate milioanele tale. Fără 3 zile de post, minim, și fără un pic de pocăință, părere de rău și oprire de la păcat, păi zic, fumați, nu mă pot lăsa. Deci te împărtășește și te stăpânește. Beți, consumați alcool în exces, vomitați, faceți rău, faceți urât. Da, mă mai imbă, da, asta așa cu diferite ocazii. Păi zic, opriți că și asta e un păcat. Vă înșelați familia sau așa? A, da, s-a mai întâmplat, dar mi-a dat dezlegare duhovnicul. Și atunci de curiozitate întreb și eu, dar s-a întâmplat recent? Este tot fi o lună, două. Nu e o lună, două. Pentru desfrâu, cel mai mic păcat îl dă Ioan Pusnicu 2 ani de zile, oprire de împărtășanie cu 300 de mătăni pe zi și pâine și apă la ora 3, lunea, miercurea și vinerea. Cine a ținut acest canon? Nimeni. Vii, te dezlegi la duhovnic, i-ai pus frumos un bănuț și ai plecat că tu ai voie să te împărtășești. Își ia o sândă și cel ce o dă și cel ce o primește. Căci trebuie să se ispitească omul pe sine dacă din pahar să guste și din pâine să mănânce. Să nu-i și a lui cumva foc și o sârdă. A trecut și etapa aceasta. S-au gândit ei las, dacă nu m-am ars azi, nu mă ard nici mâine. Dacă nu m-am ars poi mâine, nu mă ard nici altă dată. Și au început să împărtășească așa într-o nesimțire a sufletului, că doar toată lumea se împărtășește și nu pățește nimic. Și mai frumos, și mai frumos, că spune cineva, dar ce, n-am văzut cu ce mă împărtășe, doar spre scurt luate de aici, de la chioșc, și vinul am văzut eu, e vin de la, scrie la pangar, vin liturgic. Ala nu e vin, mamă. Aia e Euharistie, care s-a sfințit în cadrul Sfintei Liturghii, prin epicleză, în cinstitul trup și sânge a Domnului și Mântuitorului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Și s-a creat și o a treia categorie, și ăștia se cheamă creștinii zeloși, creștinii care vor să ia contact direct cu Dumnezeu. Și ce au început să facă acești creștini? Să se împărtășească în fiecare zi, gen Vladimirești prin anii 45, 50, 59, când se împărtășeau cu sutele și cu miile, și a trebuit Părintele Cleopa de la Siestria și alți duhovnici renumiți să stăpânească acest fenomen care luase o întorsătură și o cursură din asta neopribilă, deci nu mai putea nimeni să stea în fața acestui tăvălug și să strângă de pe la credincioși, că până acolo a mers la vremea respectivă greșeala, să strângă de la credincioși sfintele de prin pungi de acasă de la ei, că le dăduse preoții vremii respective care slujiseră acolo, le dăduse împărtășania în punguțe, să nu mai da, Domnul face servici, mai merge până la biserică pentru o lingură de împărtășanie. O lua de acasă, bre, aici era pachetul de țigări și bricheta și etajera cu bani și cu bibelouri și aici era punga cu împărtășanie, nu era o problemă. Și această erezie s-a împrăștiat până în zilele noastre. Deci s-a împrăștiat și sunt credincioși care se cred mai sfinți decât sfinții sau mai sfinți decât Dumnezeu și au început să practice această împărtășanie zilnică care, frații mei, nu-i sănătoasă. Să avem mare grijă și vă repet, consider că este tot o bătaie de joc ca și a Irodioadei de capul lui Ioan Botezătorul, pentru că e necinstirea unui sfânt și aici e necinstirea trupului lui Hristos. Învățați-vă așa, văduvele. Și când mă refer la văduvă, nu mă refer la cea din ziarul de matrimoniale. Femeia curată cu trupul ce nu s-atinge de bărbat după moartea sau divorțul soțului ei. Are voie la 2 sau 3 săptămâni dacă a trecut de 50-60 de ani și nu are periodul femeiesc. Ai voie să te împărtășești, că e spre întărirea trupului și sfințirea mădularilor.
Dacă e femeie măritată și are un bărbat cinstit și credincios și serios, îi ajunge la 3 săptămâni sau la o lună, pentru că ai timpul femeiesc, am înțeles că acum se împărtășește și peste ciclu, căci treaba are una cu cealaltă, ea că are, că Moise nu era tâmpit când a spus în Scriptură să nu te atingi de nimic 7 zile că ești necurată, când e timpul femeiesc și nu e lege de la noi. E lege venită de la Duhul Sfânt din cer, descoperită prin revelație, nu-i culeasă, hai să mai dăm noi un text împotriva femeilor. Nu există așa ceva. După aceea, femeile căsătorite cu servicii, cu copii, cu griji, în posturile de peste an, și cum e postul mare sau postul Crăciunului odată sau de două ori la început și la sfârșit, și în rest cine se pregătește, când crede el de cuvință și când are nevoie de o operație, de un accident groaznic, Doamne ferește, de o boală incurabilă, de un cancer, repeți și ei la Sfântul Maslu Împărtășania, vinind nemâncat, nebăut cafeaua, neaprins țigara, așa au spus într-o zi o doamnă. Am văzut că e cam zurlie așa, așa, spune, vreau să mă împărtășesc și eu. Ați postit? Nu, doar azi n-am mâncat. Dar zic, n-ați băut, nu v-ați spălat pe dinți, nu ați făcut ceva să luați pastile sau așa? A, nu, m-am băut doar o cafeluță, dar din țigară știam că vin la împărtășesc și am tras la 2 fumuri. Pregătise, știți că când se iese cu Sfintele Darul, se tămâiază. Ea tămâiase de acasă, singură. Venise cu tămâia gata dată. Și am spus, ne pare rău, astăzi o să luați aghiazmă mare, să vă curățiți. Lăsați țigara 3, 4, 5, 6 zile dacă puteți și veniți după aia la împărtășit. Am mai venit cum ați venit și voi. Deci, viciu se poate rapid repara, mergând undeva oriunde și, părinte, vreau și eu să mă împărtășesc. Fără cercetare, amănunțita sufletului și a cugetului, nu vă luați foc și o sânt. Asta este esența predicii de astăzi la Ioan Botezătorul. Lupta dintre moralitate și imoralitate. Tineretul se poate împărtăși în toate posturile dacă sunt curați, că mai alunică și ei se culcă fetele cu băieți și băieții cu femei și nu-i corect să te împărtășești că e desfrânare și prea desfrânare. Iar copilașii mititei până la 3 ani se pot împărtăși oricând. După 3 ani nemâncați și trebuie să începeți a învăța să postească Miercurea și Vinerea. Ca la 7 ani deja să le duci la împărtășit, măcar cu 3 zile de post, să știe și el că este creștin ortodox. Acestea sunt sfaturile lui Ioan Botezătorul. Drepte faceți cărările Domnului, netede faceți cărările Lui, dealurile să se niveleze, văile să se așeze, adică să fie totul un drum drept. Săcurea stă la rădăcina pomului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția Dumnezeu. Cine nu aduce roade să taie și să aruncă în foc. Grâul să dă la jitniță, adică la măcinătoare. Pleava să dă la foc nestins. N-așteptăm noi să vină cineva din cer să ne tragă de mânică și să ne spună, frate, vezi că ai luat-o pe tarla. E prea târziu. Nouă ni s-au lăsat preoții și legea scrisă și de aceea vă recomand cu foarte mare căldură și cu foarte mare atenție, căutați la pangarul mănăstirii sau un oraș la Cuvântul Vieții, vedeți că există acel îndreptar de spovedanie. Nu trebuie să-l respectați, că nu-l respectă nimeni în tocmai. Dar măcar citiți-l pentru cultura generală, să vedeți câte n-avem voie să le facem. Că n-au fost scrise la întâmplare. Acel Nicodim Mândiță, când a întruchipat acel îndreptar de spovedanie și mai târziu Ioanichie Bălan, unul iară la fel, pentru copii, vârstnici și așa, după aceea și părintele Cleopa, pentru monași și preoți. Deci găsești pentru toate categoriile. Uitați-vă măcar să aveți ideea cât de rătăciți suntem. Nu vă rătăciți neștiind Scriptura, culcându-vă pe o ureche, că las că Dumnezeu e bun și iartă. Nu iartă. Eu v-am spus de atâtea ori. Ați văzut cu câtă discernere și nepăsare vă dau drumul la împărtășit. Dar pun o singură întrebare. Te-ai pregătit? Da, părinte. Ai postit? Da, părinte. Ți-ai citit rugăciunea? Da, părinte. Ești pregătit să te împărtășești? Da, părinte. Ei, astea 4 răspunsuri pe mine mă acoperă la judecată să am răspuns că tu nu m-ai mințit. Că dacă tu ai luat pe nepostit, pe nepregătit, pe necitit, pe necurat, răspunzi tu. Deci îți iei foc și o sândă.
învățați-vă să fiți cu luarea minte. Predica nu-i pentru, neapărat pentru poate cei care sunt în biserică, dar sunteți mesageri și înainte mergători acestei biserici pe care o mărturisim și o apărăm cu viața noastră și cu trăirea noastră și trebuie să spunem fraților, surorilor, prietenilor, copiilor, nepoților. Uite, băi, ce a spus preotul la biserică. Deci trebuie să fim niște trâmbițe ale Duhului Sfânt care să arătăm permanent că dansul Irodiadei, perfidia Salomei, viclenia lui Irod nu sunt texte de Scriptură, ci sunt temelia capitalismului democratic din viața socială a creștinului. Sunt liber să fac ce vreau. La tine acasă. În biserică faci ce trebuie. Biserica nu vine să te obstrucționeze, nu-ți bate cuie în ușă duminica să nu te duci la crâșmă sau să nu te duci la bar sau la spital, dar nici nu vii în biserică să schimbi mentalitatea sfinților de pe pereți, care s-au chinuit să ajungă pe acești pereți pictați de mâna pictorului și să-i necinstim noi cu legile noastre. Adică a spus Apostolul Pavel, avem atâta nor de mărturie, aveți pe mai mari voștri, urmați-le îndemnul și credința și predanile, că cine nu se luptă după legile jocului, nu se încununează. Amin.